Din nou, doamnelor și domnilor, avem dezvăluiri importante despre ceea ce se întâmplă în țara noastră. Clotilde Armand deja o știe, o țară întreagă, cum se poartă cu oamenii pe care îi păstorește în sectorul 1, este vizată de două dosare penale. Astea sunt informațiile mele. Imediat, Victor Ciutacu cu informații colosale în cadrul Clotilde Armand. Dosarul privind fraudarea voturilor de la sectorul 1, doamnelor și domnilor, avem confirmarea, a ajuns la parchetul Curții de Apel după desființarea secției de investigare a magistraților. Acolo este o procedură întreagă, așa cum se întâmplă toate parchetele care se vor ocupa de dosarele preluate de la secția de investigare a magistraților. A ajuns acest dosar acolo, dar până să ajungă acest dosar cu fraudarea voturilor de la sectorul 1, atenție, o persoană a depus o plângere penală, s-a deschis un dosar penal, pentru că imaginea pe care le-ați văzut mai devreme și pe care ați văzut luni de zile toată lumea ce s-a întâmplat acolo cu voturile dumneavoastră au dispărut de la dosarul de la secția specială. Deci sunt două dosare penale în cazul Clotilde Armand, dar cei trei procurori care se vor ocupa de aceste dosare preluate de la secția de investigare a magistraților, doar parchetul Curții de Apel București, aici unde se află cele două dosare, au preluat 1100 de dosare penale. Rămâne să vedem ce se va întâmpla în acest caz, dar acum avem informații colosale. Breaking news. Ați văzut, domnilor și domnilor, imagini de la metrou cu un tip cu o rangă care distrugea pe acolo afacerile oamenilor. Acel om a ajuns sus într-o instituție extrem de importantă, într-o firmă extrem de importantă. Dar atenție, vorbim de un al treilea dosar penal în cazul lui Clotilde Armand și las totul să fie dezvăluit acum de către Victor Ciutacu. Bună seara, Victor, te rog. Bună seara, Laura. Da. Domnul ăla are un rol extrem, extrem de important și asta să nu-i fie favorabil rolul la domnului Clotilde Armand sau dacă am fiind o țară normală, nu ar trebui să-i fie. În esență, despre ce este vorba? Doamna Clotilde Armand a depus pe numele domniei sale un denunț penal la Direcția Națională Anticorupție încă de 1 decembrie anului 2020. La ce face referire denunțul depus la adresa doamnei Clotilde Armand, ca să o luăm pe scurtătură, să simplificăm, la introducerea firmei Repu, al cărei director a devenit acest domn Curanga după ce a fost dat afară de la metrou, în sectorul 1, în locul firmei Rompres sau în detrimentul firmei Rompres, în urma legendarului scandal pe care îl știm cu toții între doamna Armand și firma Rompres. Este, dacă vrei, cumva un caz oarecum într-o oglindă strâmbă cu cazul de astăzi de lui Piedone, care a fost săltat de la poarta avionului sau de la gura avionului, tocmai pentru că Rebu ar fi prestat în sectorul 5 în detrimentul unei alte firme care ar fi trebuit să facă curățenie, să strângă deșeurile și zăpada în timpul iernii. Un denunț similar există și pe numele doamnei Armand, la sectorul 1, depus la DNA, dar pe care, ca să o citesc pe șefa parchetului european, să stă cu curul, din luna decembrie anului 2020. La ce face referire ca și cazuistică infracțională acest denunț? La și doamna Ștefan e lângă tine și poți să mă confirme. Articolul 291 din Cod Penal, trafic de influență. Articolul 295 de lapidare, articolul 296 purtare abuzivă, articolul 297 abuz în serviciu, pentru care astăzi lui Piedone a început urmărirea penală. Articolul 300 uzurparea funcției, articolul 301 folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, articolul 304 divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice. Articolul 307, deturnare de fonduri. Această plângere penală, denunț, cum îi zice mai nou pe nou cod penal, a fost completată ulterior cu câteva reveniri cu noi infracțiuni imputate doamnei Clotilde Armand. Suntem în luna, curând mai, a anului 2022 și după cum vedem cu toții, doamna Armand n-a dat cel puțin
nu se cunoaște în spațiu public, cu subsemnatul în legătură cu aceste infracțiuni care îi se impută și de care este acuzată și care produc, dacă sunt într-adevăr infracțiuni și se confirmă, prejudicii importante locuitorilor din sectorul 1. La domnul Piedone am văzut că a fost nevoie să treacă vreun anișor, un anișor și jumătate, ca să-l ia de pe aeroport când a fost nevoie să nu cumva să-i vină vreo idee să plece din țară. Întrebarea este dacă aceiași procurori zeloși de la DNA lucrează la fel de bine și la fel de competenți în cazul domnului Cotindam, repet, într-o speță similară, dar cu un prejudiciu reclamat de câteva zeci de ori mai mare decât ăla de la sectorul 5 pentru care l-a luat miliția pe Piedone. Da, mulțumesc, Victor. Rămâi un pic alături de noi. Foarte importante aceste informații aduse de tine. Te auzeam așa cum citești capetele de acuzare. Cred că am putea să mergem și noi să ne facem procurori. Deja suntem penaliști cu toții, la cât am studiat și noi. Doamna avocat, vă rog, iată dezvăluiri incendiare aduse de colegul nostru în această seară. Apropo, pentru unul ciumă. Un fel de cod penal. Vedeți, asta se poate reproșa procurorilor, că nu lucrează în anumite dosare cu aceeași celeritate cum lucrează în altele. Sunt dosare privilegiate care stau undeva și le scoatem doar dacă trebuie să arătăm cuiva pisica și să ne facem că facem, cum este dosarul doamnei Clotilde Armand, unde nu se atinge nimeni, deși sunt probe că această persoană prin fraudă a obținut funcția de primar și mai are puțin, aproape că a trecut de jumătatea mandatului. Păi, au dispărut de la dosar. Ei, zice, da, o persoană, ei, a făcut plângere. Păi cu atât mai grav, dacă a dispărut vreo probă de la dosar, ce mai caută acel procuror sau polițiștii care au delegații în acel dosar? Aceea trebuie să își dea demisia și să plece, să fie cercetați de alți colegi. Și să fie cercetați, să aibă la rândul lor dosare penale. În ceea ce privește, doamne, astăzi am crezut că văd un film, nici de cum, așa cum ar trebui să funcționeze justiția. Da. Da. Apreciem... Doamna avocat, o să discutăm imediat ce s-a întâmplat. Într-adevăr, astăzi a fost un caz extrem de important cu ce s-a întâmplat. Grav. Și foarte grav. Imediat vom avea dezvoltări în acel caz. Încă o dată mulțumesc foarte mult lui Victor Ciutacu. Sunt informații colosale. Un al treilea dosar penal care vizat este Clotilde Armand. Mergem mai departe.